Fetele erau împreună cu Albert afară pe terasă la cafeluță în această dimineață, și la un moment dat, vorbind despre relații, Cristina l-a întrebat pe Albert: Albert, ești pregătit să ai copii? Iar celelalte fete au zis: Pe cum să fie pregătit la 23 de ani? Ți-e clar că nu e pregătit? Iar Albert a răspuns că depinde dacă găsești persoana potrivită, aceea care să te facă să simți acest lucru, poți să fii pregătit la orice vârstă. Iar Cristina a încuvințat că așa este, apoi Antonia și celelalte fete au adăugat faptul că o dragoste așa cum este a Cristinei și a lui Alexandru e greu de întâlnit aici și că nu-i place că tot timpul se fac comparații cu ei cred că la capricii cineva a pomenit despre ei sau ea a spus ceva legat de relația lor și că nu-i place că se facă comparații pentru că așa ceva este rar întâlnit. A adăugat și Cristina că nu-i place să se vorbească despre ei, că nu știu de ce sunt tot timpul dați exemplu și așa mai departe. Cumva toți concurenții în diferite discuții am văzut că doar pe ei doi, pe Cristina și pe Alexandru, îi validează ca fiind un cuplu real, cu sentimente reale și la care a fost o potrivire și o chimie efectiv de la începutul intrărilor în casă.